Vreau să fac câteva comentarii pentru că situația este dramatică. Eu am fost totdeauna un partener al primarilor, voi fi și în mandatul următor partener al primarilor serioși, dar niciodată nu voi susține și nu voi închide ochii la ceea ce se întâmplă în localități unde lucrurile nu merg. Acolo a avut imană. A fost prima parte a zilei de ieri. Este o localitate, știți foarte bine, situată în proximitatea municipiului București, care se află într-o stare jalnică. Este localitatea, poate, cel mai mult rămasă în urmă din județul Dâmbovița. Cetățenii sunt tratați ca vasali ai familiei Dragnea, care a transmis puterea de la tată la fiu după un model nord-corean, care văd că e preluat și de alții primari din toate partidele politice mari din Dâmbovița. Este un obicei ăla de a spune copilul că trebuie să asigur continuitatea la primărie. Familia Dragnea conduce destinele acestei localități de 16 ani. Deci nu de ieri, nu de astăzi, au avut timp să arate ce pot, iar rezultatul este dramatic. Butimanu nu are rețea de apă, nu are rețea de canalizare, nu există rețea de gaze naturale, deși în proximitate trece o conductă care asigură furnizare de gaze la nivel național și este și un depozit, unul dintre cele mai mari pe care le are România, unde se stochează gaze în perioada de vară pentru consumul din perioada de iarnă. Majoritatea drumurilor comunale sunt neasfaltate. Am putut să și verific. Un singur proiect a depus familia Dragnea, ca să îi luăm din tată în fiu, de când se aplică Programul Național de Dezvoltare Locală. Un drum de 1,3 km, da, cu o valoare de 600 și ceva de mii de lei, adjudecată la 550 de mii de lei. Și a mai existat, în perioada când eram eu președinte de Consiliul Județean, un proiect de asociere tot cu un kilometru de drum. Evident că oamenii n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă, vorbesc de Dragnea, de familia Dragnea, cu ceea ce înseamnă nevoile de dezvoltare a localității. Este scandalos. Toată lumea a avut acces la finanțare. Comuna Butimanu n-a avut un primar care să întocmească un proiect. Nici o școală și nici o grădiniță nu sunt modernizate. Căminul cultural este într-o stare jalnică. Dispensarul medical este un focar de infecție. Biserica are acoperișul spart, plouă la zilele când e slujbă și plouă peste oameni în biserică. Nu există niciun metru linear de șanț, niciun pod, niciun podeț. Nu există, de asemenea, niciun fel de activitate economică serioasă în afara activităților pe care le desfășoară familia Dragnea, care are peste 1000 de hectare de teren în proprietate sau în administrare, în arendă, și peste, nu mai știu, 6-7 lacuri, peste 50 de hectare de luciu de apă, unde lucrează, da, oamenii cei mai amărâți din această localitate, care sunt ținuți într-o atmosferă de teroare, iar ulițele, ca să vedeți până unde merge, și vă rog să verificați, că nu vă spun nimic aiurea. O uliță de 1,2 km este asfaltată pe 1 km, ultimii 200 de metri neasfaltați, pentru că au fost împotriva lui Dragnea la alegerile din 2016 sau din 2012. Am găsit la marginea localității aruncate 3 tone de asfalt din mașinile care lucrau acolo, pentru că n-a dorit să asfalteze la 3 familii care au votat împotriva lor în anul 2016. Este pe câmp și îl rog pe domnul Drugă de la Garda de Mediu, că are atribuții, să meargă la Butimanu și să vadă o groapă de gunoi imensă la marginea unui sat, în apropierea oamenilor, și va găsi și cele 3 tone de asfalt aruncate pe câmp. Care e rețeta de câștigare a alegerilor? Este aceeași.
Și din păcate autoritățile aplicate și în 2016, și în 2012, și în 2008, aceea de a aduce diversi cetățeni din toată țara se și a le fixa domiciliul în perioada preelectorală în comuna Butimanu. Sunt peste 200 de persoane care în ultimele luni au viză de flotant. Este inacceptabil. Cine sunt cei care i-au luat în spațiu? 7-8 salariații ai primăriei din localitate, la care sunt un fel de nu slujbași ai interesului public, ci slujbași ai familiei Dragnea. Sunt aduși în ziua alegerilor, plătiți și votează pentru funcția de primar. Soluția. PSD-ul nu are soluție. Fostul candidat și mare lider zonal, Olteanu, este îmblat cu actualul primar. Soluția este candidatul pro-România, Liontescu Cristian Marian. Este un om tânăr pe care l-ați cunoscut la conferința de presă, este profesor de sport, lucrează acum în domeniul acesta al organizării de evenimente la studiourile Buftea. Este un om cu curaj, foarte mult curaj, care și-a asumat o bătălie cu niște oameni care terorizează o localitate. Cer și Inspectoratului Județean de Poliție să verifice condițiile în care s-au făcut aceste 200 de vize de flotant și cer de asemenea să fie prezenți în localitate și să verifice în perioada pre-vot, da, 25, 26, 24 septembrie, cum ajung acești oameni la vot, cine îi aduce și cum sunt plătiți. Pentru că lucrul ăsta este inacceptabil. Suntem într-o țară cu pretenții de democrație europeană avansată, unde o comunitate este ținută prizoniera unei familii cu comportament pe lângă lege, să nu spun de tip mafior. A doua localitate în care a fost este un baron care